Salutare tatăl meu, numele meu este Răzvan și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft alături de Taken. Astăzi ne-am gândit și noi să facem o căsuță, că știți că data trecută am găsit un loc de casă. E și un schelet în spatele la Copacola. Wow, ce merge el pe acolo. Taken e foarte fericit ca de obicei, nu-i așa, Taken? Da, a bătut scheletele, îi dau bucata, săracu schelete. Așa, și m-am gândit la o chestie. Dacă strângem, zi un număr de like-uri, Taken. 20, e prea mult. Mai puțin. Mai puțin. Hai să zicem că e bine. Dacă strângem 10 like-uri la acest videoclip, în următorul clip, Taken va vorbi și el. Trebuie să vorbești, că la 10 like-uri. E destul de greu. Știi că de obicei eu am 4-5 like-uri pe videoclip. Dacă se strângem 10 like-uri, vorbești, da? Că vreau să vorbești, că nu prea îmi place să vorbesc cu tine pe ce gen. Mă rog. Taken, ce facem? Ne apucăm de casă ca lumea, ca băieții. Hai. Arată-mi arta ta. Deci, ce a zis Taken, că o să fie o intrare micuță. E, până acum arată destul de ok. Ia uite ce face Taken aici acasă. Noi respectam pe Taken cum își face casă. Dar vezi că poți să o extind și în dreapta, nu e ceva gen poți să o extind în dreapta, mă rog. Și probabil pe râul ăsta de aici, ați văzut că e râul ăsta și niște mostly cobblestone aici, peștișorii ăștia, mă rog. Aici o să facem probabil ceva, o șină de tren, pentru că am mai filmat puțin, adică n-am filmat, că nu se poate filma off-camera. Wow. Mă rog, am găsit un mineshaft și, mă rog, e foarte aproape, e undeva o ravină după munții ăștia. Și acolo, de acolo, o să luăm șine și, mă rog, și ce urmează mai departe. Hai, Taken, stai jos, să spargi în frunze, că e problem. Taken, tu ești bun designer, nu? Bun ca designer, da. Să știe. Puteai să o faci mai în față, totuși, că avem loc mult în față. Am spart și copacii aia degeaba, săracii. Mai și noi un copac de ăsta mare, așa. Ok. Cred că episodul ăsta o să fie noi spectatându-l pe Taken cum face casa. Da. Până atunci cred că Taken ai ceva cartofi sau chestii. Ah, uite că avem siduri. Ne descurcăm și cu sidurile, nu-i problemă. Am și patul tău, Taken, by the way, o să-l pun aici jos. Imediat să facem un hou. Am uitat de buckets. Cea mai importantă chestie, bucket-ul. Deocamdată le plec doar așa. Sincer, da, până aici ar fi fermă. Și până aici. Ok, cam
Asta o să fie fermă, vezi că am marcat deja taken și mă duc să iau un bucket repede. Adică craftez un bucket. Așa și aici în mijloc. Apom. Pe mijloc, una ar mai veni aici. Una sigur ar mai veni aici. Adică nu foarte sigur, dar mă rog. Și una aici. Cred că e ok acum, cred că ajunge peste tot apa. Avem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, una. A CD place. Epic Gamer tool-ul ăsta e cam stricat, îmi pare rău, bro, dar... așa, mai am... What the fuck, cum vreau să craftez soul-ul ăla. Mă rog, avem un aici în chest, în caz doar ce. De că te las să faci casa, eu mă duc puțin până în... Adică să iau mai bine niște mâncare, niște peștiuci și să luăm de aici. Wow, ratez peștele. Ce ingenious. Ok, ses. Ne-am luat aer. Ok. Ia se mai au câțiva pești. Uite, o pește de aici. Și un pește de aici. 10 pești până acum. Cred că e de ajuns atât. Îi prăjesc repede și după mă duc să explorez barem. Apune soarele deja? Cred că apune deja. De la taiga parcă apune soarele mai repede, nu? Tekken? Ce zici? Cred că apune mai repede, că sunt convins că n-au trecut așa de repede 20 de minute. Mai bine facem schema aia de împărțim. Punem 5 aici și 5 aici. Cresidurile. Începem încet cu încet. Cât puțin, câte puțin. Până atunci hai să vedem ce mai face și Taken la casă. Punem să prăjesc pe știi ăștia aia să vedem. Intrarea ca băieții. Vrei aici să pui flori, Taken? Nu? Păi ce vrei să pui aici, gen cameră? Păi da, gen flori, podea. Înseamnă podea, că știi și tu engleză, nu? Mi se pare corect. Florul... Păi ce vrei să pui, mă, atunci? Ca podea. A, cu slaburi. Păi zi așa. S-a culcat ei canal meu. Ok. Ai nevoie de mâncare? A, nu. Nu. Ok. Păstrează-i, mă rog. Cor Coursder sau cum îi zice? Mă rog, cum i-o zice. Așa, cum i-o zice, cum nu i-o zice, eu mă duc la ravina aia. Foarte, foarte repede. Da, aparent pur și simplu trebuie să traversez muntele și ai ajuns. Poate data viitoare facem și un live. Ce? Ce s-a întâmplat? E un spider? Acolo era vina.
Ok, din moment că am prost. Următorul. Bun. Da, nu prea vreau să fac dream momenturi pe... Stai, uite, acum. Pentru că pe... Ok, m-am panicat să-mi puțin acolo. Ar fi o idee să pun așa, nu știu, parcă am săpat eu după lavă pentru că nu aveam nici un fel de răbdare să stau să o astup. Așa, aici, aici este zona cu pricina. N-ar fi rău dacă aș astupa puțin partea asta. Oh! Că e un zombie acolo jos. Am uitat de o chestie foarte importantă. Torse. Bine că am lemn la mine. Ar fi tare să găsim unul de Land Mansion, dar doar că ăla e de Darkwood. Dark Oak, sau cum vreți să-i ziceți. Așa. O, să bag un pește rapid. Și am pus din greșeală toarsă lângă toarsă. Pe aici știu că era. Continuăm, e mișto că este, Mineshaft-ul este într-o ravină care conduce într-o ravină și într-o ravină, sunt trei ravine unele între altele. Aici e spawner, mai mult ca sigur, dar am o sabie. Ups. Venim pe aia în genul ăsta să mă atace și dă destul de repede. Și tehnică de fight au. Să luăm cine pentru că asta am... Pentru că de asta am venit. Power rail-uri, eu nu știu cât de sus să găsesc. Dar alea trebuie să le craftăm noi. Oh, e spawner aici? Perfect. Mort. Ok, încă o ravină acolo. Ar fi mișto să existe pe Minecraft o abilitate de spider, să poți să mergi repede prin pânze sau ceva de genul. Încă o ravină? Da. Ravinele. În partea asta nu e absolut nimic important. Decât o ravină jos acolo. S-a salvat. Jocul, foarte bine. Scuzați de nou, lagul este de la Terno și așa se mai întâmplă mai mult lag când se salvează jocul. Holy schnitzel. Ok. What? Am mai mâncat o dorsă. Nu prea aș vrea să mai iau iron pentru că avem destul acasă și... Mobi de la lag cred că se mișcă, adică mai mult ca sigur de la lag se mișcă așa de ciudat. Diamante! Primele diamante de pe serie, băieți. Ok, plin de mobi acolo jos. Fără glumă, Taycan, chiar am găsit diamante. Lumao. Pă bune. Vorbești tu după filmare, Taycan?
Nu e nimic important în partea asta. Și într-o ora, sunt într-o ravină. Ok, probabil are aimbot. Oh. Ok, avem o mică mare problemă. Ok, să facem repede un... Ah, avem și un arc. Perfect, acum putem să dăm în scheletele alea. Stai un pic să găsesc scheletele. Nu-l văd. Mă rog, hai să facem... Am făcut două crafting table-uri. Am unit scheletele? Perfect. Deci nu mai trebuie să sniperim acel schelete. Foarte bine. Ok. Nu am răbdare să mai precesc atâta, deci pur și simplu o să iau chestiile și... Sincer, nu mai am blocuri. Curios. Zic. Ok, punem bloc de iron. Diamonds. Mining the way. Să râsăm? Ah, da, să râsăm. Avem 4. E o ravină destul de mare, adică... Și un mineshaft, adică mineshaft-ul e sus, cum ar veni. Ok, o grămadă de mobi. Abandonăm misiunea. Ok. Am ieșit din mine, n-am mai stat să filmesc la episodul prea mult. Deocamdată văd că Tican a făcut ceva la casă. Avem în primul rând sub casă prietenul Pajanjen. Ok. Intrăm în căsuță. Nu e rău, cămăruță aici. Aici ar trebui să vină niște glezi sau ceva. Sau un fel de trei plencuri. Și... Da, geam. Nu neapărat geam, am eu o idee, mă rog. Așa, geam fereastră, da. Și aici... Așa, și aici acoperișul, v-am zis că nu e terminată, începem construcția căsuței. Nu știu dacă mai filmasem, am mai găsit 8 diamante. Așa, și avem 12, în primul rând o să-i dau 3 lui Taken. Diamonds. Ca să facem și noi un pic ex ca băieții. Nu merge să accesez crafting-ul. Pe acum. Gata, eu mi-am făcut pickaxe taken. Nu mai am nevoie de asta de iron. Mă rog. Cred că cam asta a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați și voi de un like, un subscribe. Încercați să vadă și prietenii voștri și mai vrei să las Instagram în descriere, Taken? Ai dat sau nu, că nu-mi dau seama. Ok, deci nu o să lăsăm Instagram în descriere, ne pare rău, băieți. Nu știam ce-mi pică din cap mai întâi, că îmi pică dar toată fac.
Ok. Pe data viitoare.